Conducerea Consiliului Județean informează că persoanele care au în îngrijire copii aflați în învățământul preuniversitar, ca urmare a suspendării cursurilor în perioada 11-31 martie, pot beneficia la cerere de concedii de odihnă sau de program de muncă la domiciliu pentru această perioadă. Activitățile și modalitatea de desfășurare a muncii la domiciliu vor fi stabilite de conducătorii departamentelor aparatului de specialitate, în cadrul cărora funcționează persoanele aflate în aceste situații cu notificarea Biroului de Resurse Umane. În scopul evitării aglomerării personalului la intrarea în serviciu, începerea programului pentru instituțiile care își desfășoară activitatea în paratul administrativ, se decalează astfel. De la ora 7.30 vor intra în clădire angajații societății Drumuri Poduri Maramureș-SA, de la ora 8 angajații din cadrul Consiliului Județean și cei a instituției prefectului Maramureș, de la ora 8.30 cei din Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, iar de la ora 9 angajații Direcției Județene de Statistică.